Ce zici, Victor? Nu e cam deranjează raliul ăsta albinele? Ba, eu cred că le deranjează. Ele au de cules astăzi teiul. Și? Uite ce frumos înflorit teiul. Uite așa. Ia vezi ce frumos miroase. Măi! Ia uite că ne latră gruia. Merem după apă la fântână și Victor, băiețelul meu, nu mai vrea să apară în filmări acum. Are un moment de timiditate. Ce facem acum? Așteptăm să vedem dacă se golește fântâna? Victor! Hai că te filmezi! Toată lumea o să vadă cât de mult îți ia ție să umpli două bidoane cu apă. Doamne Dumnezeule, ce fain să face fasole aici. Au și afii de pe lângă floare. Foarte mulți afii. Am văzut și buburuze. Zice că buburuzele mănâncă afii. Aha. Ia uitați, oameni buni, uitați-vă numai ce frumoasă grădină are nevasta asta mea. Mai mare dragul să lucre în ea, nu așa, dragă? Ia uite, uite buburuza. Eu nu pot pune mâna ca. Cel mai bun prieten al nostru în grădină, unul dintre cei mai buni prieteni, sunt buburuzele. Cu cât sunt mai multe, cu atât ar fi mai bine, deși cam puțini am văzut buburuze. Poate ori mai crește la număr. Dar nu știi de ce crește ceapa asta așa înclinată, 48%? Eu știu. 48 de grade. Dar uite-te la fasole, care nu-i sub ăla, cât e de... Mă, îi recoltam mai încet de acolo. Mai târziu. Mie mi-mi mi lăzătau crengiile alea de nuc, numai ia câte nuci au. Și amu, dacă le tau, strică fasole. Ce, că tu ne-ai aruncat? Nu, te iau. Da, vita. Ia uitați-o pe soacra ce harnică e. Deja avem câte o roșuță pe aici. Dar de ce te-ai uns cu mizerie pe picioare? Ce cartofi faini. Până săptămâna viitoare avem un coș plin de dovlecei. Uite ce fain. Serios? No. Foarte fain. Hai uite să-ți laudă-te un pic să văd. Uite aici. Și auzi, nu cumva din banii de YouTube ți-ai cumpărat tu dovlecei ăștia? Nu. Din banii de la membrii care te susțin. Cumpărat, hai, recunoaște că te plătește lumea să te lauzi cu grădina. Ți-o dă răsadurile deci, gratis. Semințele pentru dovlecei ăștia i-am primit de la o doamnă. Le-am primit, că semințele sunt gen feminin. Deci, semințele pentru că... Se vin... Semințele. Hai că poți. Semințele de la dovlecei ăștia, pentru dovlecei ăștia, le-am primit de la o doamnă la care i-am trimis și eu semințe de castravete, din ăla, soiul ăla străvechi, cum era mai de mult. Și am eu trimis, nu știu câte, vreo 6 soiuri de dovlecel. Da? Deci foarte drăguță, s-a făcut așa. Cum o cheamă pe doamne? Nu mai țin minte. No, ne pare tare rău, că uite ce roade frumoase avem de la dumneavoastră. Dar s-a făcut pe un grup de pe Facebook, așa un fel de, înainte să vină primăvara, o inițiativă din asta. Hai să ne împărțim între noi semințe. Și eu am postat că am semințe de castravete și am trimis la mai multă lume și am primit și înapoi dacă am fost darnică. Tot castraveți din aia ai plantat, așa, nu? Asta la noi. Da. Uia-s castraveți, așa ai? Da, am plantat două soiuri de castraveți. Un soi de castravete ce l-am primit de la o vecină, de la doamna Mariana. Dar aici cred că-s geamă ambele soiuri. Și ia ce frumos papuci mi-am cumpărat. Foarte drăguți. Superbi. Te stă bine așa, la țară, te sculță. Mult, tare multă asistență ai pe aici, dar... Nu, nu-i aici rău. Aici am pus și paie, tare fain. O păstrat așa... umed în sol, burieni n-au ieșit. Cred fain. Că acolo la dovlecele cam în plus.
Ai încălcat pe spini? Încălcat pe spini. Aici, paiele de aici sunt pline, pline de spini. Mai exact sunt de la tufelele de măceș, ce crește așa sălbatic pe câmp, îi plin de tufe de măceș. Na. Deci, practic, îi fânul ăla ce l-a scos Andreea de acolo din grajdul ăla. Parte din ele le mai avem aici și m-ați văzut pe mine dansând acolo. Dacă nu m-ați văzut dansând, trebuie să vă uitați la videoclipuri, să vă abonați la canalul Roșan la Țară. Dar ziceam că aici sub dovlecei ăștia, la cât de mari se vor face imediat, de o să acopere și afinul, afinii, nu prea trebuia pus mulci. Păi n-am pus mulci, am pus fân, dar e bine că, uite, la căpșuni, de exemplu, zice că e foarte bine să pui fân, nu fân, paie, din alea cât mai deschise la culoare, că razele soarelui și la căpșuni și la roșii. În Italia zice reflectă, că așa face, se pune paie la baza roșilor, soarele reflectă în paiele alea lumina, și face roșia să înroșească mai repede și să mai se uniform. Coacă mai... Ia! Uite ce ți-am găsit! Oh, ce drăguț! Că eu am bătut sparia la roșii și haide, cum vreau e să văd cum îi legi. Te rog să filmezi modelul ăsta de papuci, pentru că recomand tuturor acest model. Este noul model Balenciaga. Balenciaga de România. Balenciaga România. Sezon 2024-2025, încă nu a ieșit pe piață, dar fac o colaborare cu ei acum și va ieși în curând. Ceva special. Foarte drăguț. Hai să vedem cum legi tu roșiile cu cizmulițele alea de la Balenciaga. Cizmulițe, nu spantos. Ce vrem noi să fie? Într-adevăr, conopida foarte frumos. No, deci foarte bine s-au dus roșiile aici, în zona asta. Da. Dar te mult să le lași mai lungi? Da, că n-am avut fire și m-am venit ca să-ți ajungă. Da, că i-am zis. Da, cum îl știi, așa de... Nu știu ce zgârcit, dar... Mami, tati! Aș zice încăpățânat. Mă, cum vrei e. Legi de două ori la o roșie. Uh-huh. Să vezi tu că ți-a ajunge. Da, dar nu mi-ajunge firul, gen. Gen, auzi? Iubire. Să-l leg. Fă frumos grădina asta, că vine soacră ta în curând să te laude. Grădina asta eu o fac frumos doar pentru mine și pentru sufletul meu. Eu nu fac grădina asta ca să mă laud la soacră. Păi nu vrei să-ți impresionezi soacra și urmăritorii și... Nu, dar în schimb o fac pentru mine să-mi placă mie. Nu, asta îmi place la tine, că ești foarte, foarte sinceră și foarte directă și foarte, cum s-ar zice, nu cred că e vorba de narcisism, cât e mai degrabă de egoism. Voi care sunteți urmăritori și vă uitați la acest video, spuneți-ne unde se încadrează Andreea cu deciziile astea ei de organizare. Se încadrează la narcisism sau egoism? Dacă face grădina, nici măcar pentru voi urmăritorii care vă uitați să aveți motiv să o lăudați și să o apreciați, nici pentru soacră sa care vine odată pe an la ea să o vadă, nu. Eu cred că e foarte sănătos așa să faci pentru tine, nu pentru, pentru nu știu cine, pentru tine și familia ta, să se înțeleagă că să arate frumos. Eu o fac doar pentru mine. Aha. Nu o fac să arate frumos pentru copii, mami, soț, tati, soacră, socru și așa mai departe. În schimb, roadele ce le vom culege de aici, le fac pentru ei, sigur că da. Pentru zmei ăștia care se dau pe leagăn? Pentru zmei, da. Nici măcar pentru bunica ta când a venit pe aici să te laude? Dar eu nu l-o fac ca să mă laude cineva, Daniel. Da, nu, dar și lauda e bună. Mai ales când da, e meritată. Da, și dacă te uită după laudă, da, e bună. Am ori zice oamenii care eu mai ziceam în glumă din când că în când pe videoclipuri că nu, lăudați-mă, ori zice...
Ai, mă, ca ăsta numai după laudă umblă. Na, ia uitați-o pe soția mea, cum umblă ca o păpădie, pe pășunie. Păpădie. Tati, da. Uite-te un pic. Da, mă, uit. Hai să văd. E bine, mami, nu fă prea cu viteză să se rupă nu cu Sofia. Lasă-mă, Angi, dragă, că mă duc și după Rudice. S-o laud un pic pe fiica mea, pe fiica ta asta, s-o laud un pic. Dați odată că am ce lăuda. Lasă-mă s-o laud, că am ce lăuda. Își merită toate laudele. Pari ăștia, dragul meu, de ce îs? De carpăn și de alun. De carpăn, așa-i? No, pari ăștia îs moșteniți. Moșteniți de la vechiul proprietar. Ăștia o să ne mai țină de amun încolo mulți, mulți ani. Pentru că ăștia au fost folosiți ca și stâlpișori de gard electric pentru vaci. Că au câte un singur izolator. Omul și-a făcut proprii izolatori. Ia uitați ce frumos. Iată ești. Omul și-a făcut proprii izolatori și i-a pus bine. Noi am lăsat izolatorii pe ei că nu ne deranjează. Îmi pare rău că n-am pus mai mult. Singurul lucru din grădina asta care nu merge bine și am observat că nu merge bine e usturoiul. Într-adevăr l-am pus mai târziu, dar mi se pare că nu se dezvoltă așa cum ar trebui să se dezvolte. Că, nu căpățâna, ci tulpina trebuie să fie mai viguroasă, mai zdravână, mai sănătoasă și e așa, e în bătaia vântului, un pic acolo de tulpină. Tare firavă. Firavă, da. E, uite, știu... câte cuvinte puteai să scapi tu să scutești amul dacă ziceai că tare firav mi-e usturoiul. Tu gândești că ești o rădeancă, atâta bazi din gură. M-am învățat de la tine. În zona asta știam că nu merge bine usturoiul pentru că mai avem familie pe aici și ne-au spus că nu le crește usturoiul cum trebuie și atunci oarecum știam că nu o să fie mare lucru de el. Vine și un pic de ploaie, oare? Da, că mai vine o tură, da. Da, pe că nu ai și mare baie. Fii tu cu îngropatul, mami? Da, da. N-au copii? Victor, tu strânge ele. Copii? Pune-le. V-ați odinit? Nu. Merem după par la fasole. Nu. Ia hai să numărăm câți parni trebuie, Sofia. Numără, te rog. 4, sponșiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 64 de parni trebuie. Hai să merem, că tu știi număra mai bine. Vii cu mine și tu-i numeri. Deci doar în număr. Supraveghezi lucrarea și mai pui și tu mâna câte un pic când te simți. Nu, că ai zis că doar număr. Atâta parte ai pus. Mai aproape, mai. Bine. Pățesc câteodată că și pe când am crezut că am gătat, iar mai îmi dă de lucru. Ia uitați, mi-am făcut topuri. Așa e. Ce fain e mușuroaie face bunica ta. Du-s apa de aici. Sau pune-o jos, bătăr, și nu te mai atinge de ea. Că poate mai trebuie la mama ta sau la bunica ta. Lasă-o jos, mă. Lasă-o jos, nu te inventa. Bun. Ia uite, tati, tocuri. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Asta ce-i, conopidă? Da, da. Doamne, tu câtă conopidă ai mânca? Ăștia stardeii, mai slăbuți un pic. Aici avem încă un pic de ceapă. Pusă mai târziu ca cealaltă. Aici ce avem, mami? Vine-te! Da. Oi, 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 oi. Și aici iară niște ardei. Foarte fain.
Cred că ai mâncat fasole 100 de ani după câți pare am făcut anul. În tot anul, practic, tot par. Ai băgat de seamă? Da, pentru că tot anul plantăm mai multe fasole. Da. No. No, și unele sunt și micuți, subțirele, așa, și să rup, să... Nu le-am scutit noi cum trebuie, trebuie puse frumos sub o creșină. Uite, anul trecut, că tu zici că nu le-am scutit cum trebuie, anul trecut, dragul meu, mi s-au rupt parii, la cât de mare au crescut tufele de fasole și câte fasole erau pe pari. Da? Păi da, nu ți-aduce aminte? Da, pe nu știu, că nu prea mânca fasole, cred că. Păi n-am nu fasole, că am cules păstări, că erau era tufă de fasole pentru păstări. Ah, și alea-s bune, că îmi place așa cu usturoi, îmi place cu supă, îmi place supa de păstări. Da. Eu îți lez din viețul mic, nu o să ai carne. La mine fasolea poate ține loc de carne. Fasole frecate cu un pic de ochi de ou. Fasole frecate cu ochi ou, niciodată n-ai mâncat așa ceva. Cu slănină atunci. Nu știi tu, că tu nu mă cunosc numai de 12 ani. Nu știi tu cât am mâncat eu. În schimb, ai mâncat din asta cu ochi ou. Spanac. Auzi. În anii mei de burlăcie pe Alondra, când îmi făceam singur de mâncare, nu știi tu cât am inventat. Aha, bine, într-adevăr, la englez să mănânc iachnie de fasole, din aia cu pastă de roșii, cu sos de roșii, cu un cârnaț englezesc și cu un ochi ou, așa să mănânc breakfast-ul la ei. Da. Un ceai englezesc și fasolea. Chicken pie, mamă, da bună era. Da, da. Câteva. Merem să mâncăm și noi niște frăcuțe, dragule. Sau măcar niște cireșe. Ce mere? Ce mă enervează fiică-ta asta. De ce? O lua pătura din portbagaj, s-o juca cu ea. Și-o țăpat așa ghem în portbagaj. Eu trebuie să pun sculeș. Copiii tu de zoa copiilor. Da, sarnici și-s foarte de omenie că o căra și ei niște lemne sus, dar atâtea fac. Na, hai să mergem. Care mai de care? Acum. Ce cântați frumos? Acum. Altceva. Tare fain să aude. Acum.
multă socoteală aici cu nucul ăsta. Păi și beteag. Da, păi, ce nu știu. De Sofia? De Sofia. Acum. De multe ori prind ori rădăcină de nuc, ori piatră. No, da, nu mă pot plânge că atâta de ușor arată când fac pe cameră. Andrei atât îmi spune, vai ce ușor intră, da. Umerii mei, de Victor, să poți mere, că să nu te plictisești, știi? Nu mă plictisesc deloc. No, mă bucur. Asta e foarte bine, înseamnă că cineva a organizat tare bine lucrul. Nu e adevărat. Pe la tine oricum, orice zice oricine, tu trebuie să zici pe dos. Da, știu. Dau seama că se uscă și o să se rupă pe la Sofie, anul, da? Sofie, uite, parașute. Anul ăsta trebuie să ține. Uite, Sofie, parașute. Să-ți dea numai. Hai, da, sigur. Măi, unde ai aruncat ăla? La eu, unde la mine. În găputaie. Du-te și al de acolo și îl duce în șură, în sacul ăla care ți-am spus eu. Dă la mine. No. O zi din asta, atâta de solicitantă, nu se putea termina decât. Mai ales că e ziua copilului și noi suntem copii pe interior toți. Bună pizza! Mm-hmm. Mai ales că n-o trebuie să o fac eu! Aia e cea mai bună! Mai bună ta! No, ia uitați ce frumos o tomni nevasta mea! O lucrat în grădină. Ce am mai făcut? Ați văzut voi în video până acum și uitați-o ce frumos o îmbrăcat să meargă după pizza. Poate merge ca o țărancă să înlege lumea de aia să zică ce faci tu, du-te la capre. No, zi-te oare ce că-s cu gura plină. Hai ce bună. E bună că ți-e foame, n-ai mâncat de azi dimineața. Da, pe serios, deci ce foame mi-o pun. Ia spune tu cum ne ții tu pe noi cu mâncare de două ori pe zi, dimineața și seara când îți aduci aminte. Nu, nu mai mânca, zi. Nu. Păi zi care fofran, mă explică. Am zis că merem un pic, o oră, două. Eu pot vorbi cu gura plină. Că nu mă vede camera. Vrei ce? Am mâncat de dimineață. Am zis merem vreo două ore. Să punem niște pari la fasole și venim acasă. Alea două ore s-au transformat în 7. 65 de pari? În două ore te-ai gândit tu că e un face și un și înfinge. Și să par la fasole... Păi că trec? Nu, e bine că am gătat, mi-o fofa mereu. Și acum ne hrănim. Și a Victor, îți place pizza? S-o merita să fie 1 iunie astăzi. Da. Nici n-a lucrat voi, nu știu cât să vă spetiți. La rugby am primit ieri o înghețată, am uitat să-ți spun. Da, da, mi-a zis Sofia.